Salut! Suntem în direct pe pagina mea de Facebook. Azi e 3 septembrie. Unii serbează ziua deschiderii filialei ProTV la Chișinău, alții diverse alte ocazii, a doua zi de an școlar. Eu m-am gândit să vă amintesc că pe 3 septembrie e marcată ziua Armatei Naționale și că în această zi, la această dată, de foarte mult timp, de probabil de când s-a fondat Asociația Hyde Park, protestăm în stradă și cerem abolirea armatei obligatorii. Ați văzut și în titlul acestui video, acestei transmisiuni în direct, am scris, v-am întrebat despre oaste cu arcanul, dacă susțineți, dacă vreți, oaste cu arcanul. S-ar părea că nimeni n-ar trebui să susțină ideea asta, pentru că ce înseamnă să te ia la armată cu forța? Să te pună să faci ceva, să lucrezi, să lupți, să te zbați, să-ți pui viața în pericol, un an sau un anumit termen de slujbă. Era cândva 2 ani, unii făcuseră armata la marină 3 ani, bunicul meu a făcut la artilerie 3 ani jumate pe la Magadan, nu știu pe unde, sau pe la Murmansk, n-ar fi același lucru, dar eu le încurc. Deci, armata obligatorie, oastea cu arcanul, e un fel de robie, un fel de sclavagism cumva legalizat, apărat de lege, de Constituție, dar asta nu-i schimbă esența, asta rămâne. Serviciul militar obligatoriu e exploatarea omului, mai ales a tânărului, a bărbatului, că numai bărbații sunt obligați să facă armată, de către stat, mai ales dacă acest tânăr, dacă acest om e sănătos și sărac. Pentru că cei bogați știm că mituiesc sau cumva inventează niște pretexte să nu facă armata, evită armata, sau acei tineri ajung să facă studii superioare și acolo au un fel de scutire, o posibilitate de a evita armata. Pe când cei săraci nu pot să facă chestia asta și se întâmplă, mai ales în Moldova, în Republica Moldova, hipercoruptă, fac armata, serviciu militar obligatoriu, un an din viața lor, anume acei tineri care nu-și permit să evite, nu pot să ajungă la studii superioare. Unii sunt singura persoană care întreține familia, dar asta nu interesează statul, pe cei care recrutează. Unii sunt chiar bolnavi, inapți pentru armată, dar medicii închid ochii pentru că au nevoie de o cotă, un număr de tineri, de bărbați care să fie recrutați. Toate guvernările până acum, foarte multe, ultimii 15 ani de când am semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de când avem intenții de aderare la Uniunea Europeană, văzând că în jurul nostru cam toți au renunțat la serviciu militar obligatoriu, cam toată lumea, toți politicienii, toate guvernările promit că gata, o să facem armată de mercenari, de oameni angajați, profesioniști, armată mică, dar mobilă și capabilă să facă față provocărilor. Dar iată că nimeni până acum nu a renunțat la această sursă de brațe de muncă gratuite. N-aș zice ieftine, pentru că am înțeles că e scump să întreții un militar în armată ca să-l instruiești, să-l hrănești, să-l tratezi, să ai grijă de sănătatea lui. La fel de mult ar costa să întreții militarul cu salariu. Se economisește doar pe salariu când nu se dă acelor militari în termen. Nu știu de ce totuși guvernele care s-au perindat până acum nu renunță la armata obligatorie. Și paradoxal, ziceam, cam toată lumea s-ar părea că e contra acestei forme de sclavagism, paradoxal, foarte mulți încă justifică existența în lege
în Constituție a acestei prevederi. Probabil din conservatorism, din inerție, victime ale tradiției, ale culturii, subculturii militariste, care se spune că armata te face bărbat, că dacă n-ai făcut armata, nu prea ești bun pentru viața de matur, etc., etc. Unii recunosc că la armată au căpătat o meserie, anumite abilități pentru viață. Nu neg, e foarte posibil, orice experiență din viață te face mai bun, mai eficient, mai copt, ca să zic așa, dacă ești capabil să înveți măcar din greșelile proprii. Noi până acum protestam, dar azi, iată, n-am protestat nici eu, nici colegii mei, decât atât cât am putut pe internet, difuzând amintiri de la protestele trecute, pentru că eu, iată, sunt la București, am venit pentru că am aici un proces de judecat. Am avut, azi, toată ziua am stat în așteptare la tribunalul Ilfov să fiu chemat să-mi vină rândul. Mi-a venit rândul, s-a constatat că nu-i martora în instanță și procesul s-a amânat. Deci, iată, am făcut distanță foarte lungă, grea, obositoare, de la Chișinău la București. Cam fără rost, procesul s-a amânat pentru luna noiembrie, dar bine că mai am o vizită și mâine la poliție. Vă rog să nu mă sunați când sunt în direct. Dacă vrea cineva să participe cu mine în dialog, doar apăsați butonul verde din partea de jos a ecranului dacă mă urmăriți pe telefonul mobil. De pe computer nu o să puteți intra în direct. Sau puteți să comentați pe chat și atunci eu pe computer o să urmăresc chatul și dacă vor fi întrebări sau comentarii pertinente, nu laude, nu saluturi simple, la cele comentarii mă voi reține, le voi da replică. Și deci iată de ce n-am făcut azi protest. Am protestat în diverse locații. Cel mai des o făceam acolo la telecentru, la Ministerul Apărării. Ieri, când porneam spre București, am trecut pe acolo și am văzut că s-au afișat tehnică de luptă mai veche și mai nouă, arme de distrugere. Nu știu de ce ne-am bucurat, ne-am lăudat cu chestia asta. Nu știu de ce se mai făceau parade militare. Eu sunt pacifist, pe motivul ăsta nici n-am făcut serviciu militar obligatoriu, ci doar serviciu de alternativă, pe motiv de pacifism, și 2 ani am plătit un sfert din salariu la stat. Asta mi se pare nedrept, în primul rând pentru că suntem discriminați, bărbații, și după aceea pentru că e nedrept, e necivilizat statul să te oblige să faci chestia asta, iar în schimb să nu dea nimic decât eventual șansa să fii implicat într-un conflict militar, să fii rănit și statul să uite de tine, cum s-a întâmplat cu atâția veterani, sau să mori și statul eventual să-i dea o medalie de 3-5 lei, nu știu cât costă o medalie, 30 de lei, de familiei post-mortem și să zică, iată, mulțumim fiului dumneavoastră că a apărat patria. Deci consider că e nedrept să obligi omul să facă serviciu militar obligatoriu. Mă mir totuși și nu înțeleg de ce prea puțini oameni au convingerile mele, participă în activități stradale, protestatare, pacifiste, antimilitariste sau măcar pentru abolirea armatei obligatorii. Seara, Oleg! De ce unii justifică existența? Da, Iulian, salut! În România n-aveți armată obligatorie, totuși, iată, peste Prut, la Fraț, armata obligatorie există și te întreb avem ce și la noi, avem și la noi armată. Tocmai am primit vestea că armata de la americani, ambasada României din America, au fost atacată seara de niște indivizi în armat și nu-i chiar din America, ambasada României din Afganistan. României din Afganistan, nu din America, dar da. Auzi, Oleg, da, pentru că România are contingent militar acolo. România are militari care apără
Vreau ca să te Apără întreb, interesele Oleg, NATO, da. Întreabă. da, ce-i de făcut, Oleg, în țara asta, fiindcă am ajuns și eu în situația cum ești tu, să lupt cu poliția și să fiu într-un haos cu procese, mi se intentează procese verbale, amenzi. Am avut cazuri care am sunat la 112 și m-au amendat după ce am fost agresat, bătut, scos certificat medical legal, tot eu am fost amendat. Și mai nou, poliția din municipiul Botoșani nu face decât serbează ziua individului care m-a agresat. Chiar atunci era împlinit 18 ani și poliția îi serba ziua în instituția de poliție, în care eu stăteam și așteptam 4 ore să mi se dea o decizie ce se întâmplă cu mine, care eram agresat și mi-a furat și din coșul de pe bicicletă, mi-a furat o cutie cu 3 în 1, cu niște nesuri, în care am sunat, am fost atacat de un grup de distrabalați, că demenți, huligani, că nu poți să-i numești oameni. Nu poți să-i numești oameni când cineva te atacă. Sunt la 112, eram cu sânge, vine poliția și îmi spune unul: bă, dar tot dumneavoastră, domnul reporter, sunteți atacat. Domnule, dar indiferent cine sunt, eu te-am sunat, am apelat 112, îți plătesc la stat cartea de muncă, deci eu plătesc în fiecare lună câte 8 milioane, mi se oprește și țin huliganii de polițiști, care am și eu. Am și eu pe canalul meu de YouTube adrese către poliție, am notificări care îți pot arăta hârtiile, n-am primit, am făcut și la comandantul de la Botoșan, n-am primit notificare decât atât. M-a sunat un polițist să vin să modific declarația și să îl scot pe polițaiul acela ca să avea eu pretenții să repar bicicleta. Da, domnule, fiindcă el m-a luat de pe stradă fără să-mi prezinte un motiv legal, temeinic, pentru ce mă ia și mă reține la poliție 4 ore fără a-mi spune nimic. Domnule, uitați, sunt suspectat, mă rog, un motiv, nimic. Dar când s-a întâmplat asta? Pe 2 august. Anul ăsta, acum o Da, lună. pe 2 august. Trebuie să faci o plângere și la parchet, nu doar la poliție, la inspectoratul de poliție, că Oleg, o să ocupe crede-mă, serviciul ăsta crede. de securitate internă, dar e bine să ocupi în paralel și parchetul procurorii. Fix așa am făcut și eu după ce am fost agresat de niște polițai de la rutieră. M-am plâns și la inspectoratul de poliție și la parchet. Unii au zis că e nimic ilegal, nici măcar disciplinar, alții au zis că s-ar putea să fie dosar penal. Și acum mă judec cu cei care au zis că nimic ilegal în instanță de judecată, iar cei care au deschis dosar penal mă audiază mâine. Deci pe aceeași faptă, unii au zis că nimic, nici măcar disciplinar nu au încălcat, alții au zis că s-ar putea să fie chiar penal. Deci iată, tanda nu știe ce face manda în interiorul acelui Nu sistem știu, de Oleg, drept românesc. am ajuns să cred că poliția și sistemul 112 nu mai sunt pentru interesul cetățeanului. Dacă ai văzut și cu aia de la 112 care aseară au vorbit cu Țigan ca în ce an ce alt. Deci am ajuns să nu mai avem încredere în poliție și să ne facem sângul dreptate, fiindcă poliția degeaba e solicit și dacă poți să publici ăsta, disființarea organelor de poliție, pentru că nu se mai poate să ținem în spate huligani care își fac afaceri din bani, care sunt clanurile de interlop și fel și fel de huligani care nu ne mai apără și au interesele pentru dânsi, să-și creeze magazine, afaceri, să le creeze oportunități la huligani, la aia care îți dau în cap, aia sunt ocrotiți. Iar noi, cei care suntem oameni de bună credință și redactăm o situație în care cineva face un abuz, greșește, noi suntem sancționați. Dar ăla care pură și dă în cap, ăla nu, ăla e ocrotit de polițai, că vezi, Doamne, că e polițai. Sper că amenda aceea nu o plătești, ci o vei contesta și neapărat să păstrăm Dar legătura nu, după dar nu discuția mai am asta când în să, direct. Oleg, nu mai am când să După contest, că discuția asta. mi-a trimis actele târziu, deci mi-a trimis și mi-a expirat termenul de contestare în 15 zile. Mi-a trimis după 15 zile, mi-a trimis. Ca să nu mai pot să contest eu. Când ai primit scrisoarea, atunci începe să curgă termenul. Atunci îl poți contesta. Contestă și spune la instanță. Am primit scrisoarea ieri, alaltăieri, acum o săptămână. 15 zile zi, începe a curge termenul ăsta de prescripție. Din ziua când ai văzut tu procesul verbal și ai văzut ce lege ai invocat, da? Acela e actul. Când tu l-ai văzut, când ai primit, vezi pe plic ce scrie ștampila de la Și vreau, poștă, Oleg, da? Te vreau uiți ca pe să. ștampila de la poștă și vezi ziua în Da, care ai vreau primit să te mai scrisoarea. întreb altceva foarte important.
Cum aș putea să-mi fac legitimație pentru postul de televiziune Curaj? M-am uitat că când le spun de Curaj TV, sunt mulți care se tem. Cum e cu sursa asta? Fiindcă aș fi vrut să mă întâlnesc și cu tine. Am multe de învățat de la tine pentru stilul de a filma, stilul de a redacta situația legitimă, apărat că mulți se tem de televiziune, mulți se tem de camere de filmat. Și când ai legitimația în care arăți că ești jurnalist, atunci se schimbă lucrul. Dar când ești un simplu persoană, gata, nu mai ai nicio valoare. Nu e adevărat, Iulian. Eu de asta și insist ca să merg peste tot, chiar fără buletin și fără nicio legitimație. Noi, ca ființe umane, suntem înzestrați cu drepturi de când ne-am născut. Nu ca cetățeni, nu ca jurnaliști, nu ca specialiști. Ca ființe umane avem drepturi fundamentale. Dreptul de acces la informații, libertatea de exprimare sunt drepturi fundamentale, dreptul la libertate, dreptul la viață, dreptul la justiție sunt drepturi constituționale din Convenția Europeană. Eu pe astea mă bazez, nu pe documente. Crede-mă, Înapoi, sunt oameni care au luat bătaie sau care au fost împușcați cu document și sunt oameni care se pot apăra ca mine fără niciun document. Deci nu crede în miracolul unei legitimații. Dacă vrei, fă-ți tu o legitimație. Scrie acolo Curaj TV sau imită semnătura lui Oleg Brega. Dar asta nu te va scuti nici de răspundere, nici de riscuri. Noi nu facem legitimații pentru că suntem un grup neformal și site-ul nostru nu e instituție media. Blogul nostru sau pagina noastră de Facebook. Fiindcă eu urmăresc tot timpul, urmăresc acțiunile tale pe YouTube și de acolo învăț și eu modul cum să mă inspir, cum să mă apăr, cum să le dau peste nas, pentru că sunt mulți care fac abuzuri. Oleg, ți-am spus, m-au luat de pe stradă, mi-au izbit bicicleta și mi-au zgâriat. Și acum ei, mărlanii de polițiști, cer ca eu să rectific declarația și să-l scot pe poliția. Și nu am primit, am 3 săptămâni în care eu nu am primit nicio notificare în care să atestic că s-a început urmărirea penală, s-a trimis dosarul la parchet. Am presimțirea că se vor clasa toate lucrurile și se vor mușamaliza. Fiindcă asta este poliția din România. Nu știu, la Chișinău apreciez ideea că uneori polițiștii își fac treaba. Deci uneori polițiștii din Chișinău își fac treaba. Nu toți. Ținem Un legătura, 10%. neapărat intră în grupul de Facebook Voluntari Hyde Park și Curaj TV, dar ținem legătura și privat pentru că suntem prieteni și ne cunoaștem. Și mai vorbim pe tema asta. Azi v-am provocat să vorbim despre armata obligatorie. Iată, am pus situat într-o poziție nefericită telefonul și acum de câte ori vreau să îmblu la butonul ăsta de băgat și de scos oameni în dialog cu mine, trebuie să mi arăt degetul în cadru. Sper că nu vă deranjează. Dacă vrea cineva să mai discute cu mine, apăsați butonul verde din partea de jos a telefonului, țineți telefonul în poziție orizontală. Dragoș Danilă zice, eu vreau să fac armata, te pregătește foarte mult pentru viață. Da, dacă vrei să trăiești pe timp de război, în situații de conflict, dacă vrei să fii subordonat tot timpul, să execuți ordine, e probabil utilă armata. Eu n-am făcut armata decât vreo 3 săptămâni cât eram elev în școala generală, ne-am dus la niște cursuri pe lângă Brejeni, pe lângă Bilicenii vechi, într-o tabără de vară și ne puneau să ne tărâm pe burtă prin baleși de vaci și căcărezi de oaie, să săpăm tranșee, să aruncăm grenade, ne-au dus la poligon la Bălți să tragem din Kalashnikov, dar cu gloanțe din alea casate vechi care o luau razna, nu reușeam să nimerim ținta. Și nu mi-a plăcut deloc nici disciplina de acolo, nici teroarea șefilor, a superiorilor. Nu e pentru spiritele libere, pentru artiști, armata. Dar tu, dacă vrei să faci armata, poftim, există serviciu militar prin contract. Poți să slujești în legiuni străine, în Franța. Am înțeles că sunt niște condiții minunate de plată pentru doritorii de a face armată. Probabil și americanii recrutează și alte state militariste. Deocamdată nu pledez pentru lichidarea de tot a armatei în Republica Moldova, sunt doar pentru abolirea serviciului militar obligatoriu, neremunerat. Consider că asta e o formă de sclavagism și e timpul deja să renunțăm la el.
Care este în general rolul acestei armate? Ne întreabă Sergiu Vatamaniuc. Suntem noi în stare să ținem piept măcar cuiva din vecinătate? Da, putem să ne împotrivim. Vreo jumătate de oră oprim tancurile la Nistru. După care ele în următoarea jumătate de oră ajung și ocupă capitala, iar la Bălți se proclamă Republica Nordului. Cu armata noastră, probabil. De ce nu ați candidat în circumscripția 50? Mă întreabă Galina Zavorot. Am explicat de multe ori chestia asta pe pagina mea de candidat independent. Acum încerc să candidez în circumscripția 33 pentru că sunt cumulate alegerile astea noi cu alegerile locale generale și vreau să candidez și la Consiliul Municipal Chișinău și eventual la vreo funcție de primar prin suburbii, pentru că în capitală am înțeles că niciun partid nu mă vrea ca reprezentant, ca locomotivă, cum s-a întâmplat data trecută, și de ce nici nu o să candidez, pentru că e imposibil, e ireal un independent cu buget zero sau cinstit să adune 10.000 de semnături în 2 săptămâni și o leacă. Da, Bogdan Damian se miră. Cum așa? Moldova încă e armata obligatorie, dar foarte mulți au plecat de la 18 ani de acasă și nu se întorc până la 27, pentru că riscă să fie înrolați. Cineva mă întreba dacă vin acum acasă, vreau să mă duc la armată, dar ei să mă înroleze imediat acum vara sau la terminul din toamnă. Și eu i-am zis prudent că s-ar putea doar în toamnă să te ia, dar mă tem că pe om putea să-l ia și de la aeroport, atât de nesimțit e statul nostru. Serafima Călugări zice: nici armata nu este puternică când toți tinerii sunt luați cu arcanul, pe toți ca la hurtă. Da, vă dați seama ce educație, ce pregătire militară fac oamenii cei care scârbiți de serviciu militar, că sunt luați cu forța. Deci, de acord cu doamna Serafima. Dacă tu nu ești în stare să te pregătești, tu crezi că prășitul de pe la vilele superiorilor sau ruptul ierbii cu mâna pe la memorial va da roade? Întreabă Mihail Grechin, dar nu știu la ce se referă. A, văd că a comunicat cu cineva, cu Dragoș. Care Dragoș, ce a zis mai devreme? Eu vreau să fac armată, te pregătești foarte mult pentru viață. Da. Da, a fost replică pentru băiatul ăsta care zice că vrea armată și omul zice, dar tu ce nu poți? Nu ești de sare să te pregătești? Crezi că prășitul pe la vilele superiorilor? Da, cu ofițerii auzeam că își folosesc subordonații pentru munci la vila lor sau temirci munci agricole. Când ai niște sclavi, te gândești cum să-i folosești și iată, îi dai în chirie, de exemplu. Mihai Madan zice că are o rugăminte și un sfat. Intră Mihai în direct, apasă butonul verde din partea de jos a ecranului telefonului sau scrie mesaj aici dacă e informație de interes public sau scrie mesaj privat și o să răspund după ce termin această emisiune, ca să-i zic așa. Ulărița Serghei zice poliția e aceeași mafie și se referă probabil la relatarea lui Iulian de la Botoșani. Parcă au eliminat armata obligatorie, zice Vasile Gușan. Da, exact, s-au lăudat că o să o elimine. N-au eliminat-o. Și acum se face recrutare de toamnă. Câteva sute, dacă nu chiar mii de tineri moldoveni de cel puțin 18 ani, sănătoși sau nu foarte bolnavi, sunt luați de la familie, sunt luați de la muncă, de la studii și puși să facă un an serviciu pentru stat, pentru acest stat ingrat, care nu dă nimic înapoi acelui tânăr după aceea. Ba din contră, acolo la armată poți să ieși și cu coaste rupte și cu boli de tot felul. Viorel Donică zice de acord, armata Republica Moldova e ineficientă și fără rost, doar cheltuială și spălare de bani. E foarte posibil că din armată se fură foarte mult, se dilapidează fonduri publice, în loc să li se dea hrișcă soldaților, li se dă arpacaș, de exemplu, sau cei mai ieftini și în documente scrie una, în realitate e altceva și acei soldați sclavi săraci nu zic nimic pentru că nu i-a învățat nimeni să zică ceva.
În Ucraina, zice Ion Guzun, luptă militarii pe contract. În Federația Rusă este obligatoriu. Și ucrainenii au nimicit ocupanții ruși aproape 50.000, iar Federaștii aproape 14.000. Deci care armată este mai eficace? Posibil se testează multe chestii acolo, dar e de la sine înțeles că un militar pregătit, un an să zicem, dacă rămâne să slujească în armată e bun, iar cel care a pregătit o lună, de exemplu, și îl trimiți să apere patria, abia dacă știi cam câte chile are automatul Kalashnikov, pentru că l-a ținut de vreo 3 ori în mână. Dar mai mult de atât, nu știe, poate să-și tragă din greșeală în picior sau să-și împuște colegul. Ați văzut ce atitudine au lucrătorii de la Briceni, secția administrativ-militară, că primesc lefe mari, dar nu stau pe loc. Recent am publicat pe Curaj TV. Valentin Borodache, urmărim activitatea dumitale de la Nord, dar în măsura posibilităților. Azi am stat 7 ore la tribunal și nu am avut timp să mă uit pe internet. Am avut timp, dar n-am avut posibilități, că mi se termina bateria pe telefon. O să mă uit acum și după live-ul ăsta. Sper că spectatorii noștri s-au uitat. Curaj.tv, cele mai multe videouri pe blog le bagă Valentin Borodachi din nordul Republicii Moldova și eu de la București și Chișinău. Nu știu dacă e obligatoriu, eu am 28 de ani și niciodată n-am fost citat să fac armată, zice Andrei Agapi. Poate ai fost plecat la studii peste hotare și recrutorii din sat sau din oraș au fi crezut că încă ești la studii peste hotare și de asta nu te-au abordat. Altfel, oamenii din sate sau care au domiciliu permanent în Republica Moldova sunt sicăiți, citați sau chiar răpiți și băgați la armată. Elena zice, pe 7 aprilie nu toți soldații au fost folosiți. Da, au fost folosiți ca purtători de scuturi, ca ținte pentru cei care aruncau cu pietre. Unii bine intenționați, dar care au fost manipulați și prostiți, alții bine instruiți, care au fost puși să provoace acolo, și s-a aruncat cu pietre nu atât în polițiștii specialiști în lupte stradale de la fulger sau de la scut, cât în studenții de la Academia Militară sau carabinierii care săracii sunt sclavi și care n-au reușit să învețe nimic despre activități, lupte stradale. Și stăteau sub scuturile cele și mai că plângeau unii de stres. Și era chiar stresant. Eu eram acolo cu camera sub ploaie de pietre. Mă mir că nu mi-a nimerit și mie una în cap. Dar îi vedeam și pe militarii care luau cu pietre în cap, în scut, sau bâte în cap, sau multe au pățit săracii. Îi vedeam și pe protestatarii care au avut și ei de suferit, mai ales în noaptea de 7 spre 8 aprilie și în zilele următoare, zile, nopți în care am avut și eu de suferit, am fost bătut, dar de data asta de polițiști, da? Aceia nu prea au pățit mare lucru polițiștii, dar de dat la bot, la cap, la șale, au fost buni. Am terminat cu comentariile, nu mai dorește nimeni, văd că să intre cu mine în dialog. Ar fi posibil, iată, de exemplu, încerc să-l invit pe Tudor Pânzari, care nu e militar de profesie, probabil a făcut armata în tinerețea lui, dar e veteran de război pentru că s-a dus voluntar la războiul din 92, el locuind acolo la Nistru, născut într-un sat din Ștefan Vodă, copilărind la case de copii de la Bender, după aceea a locuit mult timp la Căușani. A lăsat, zice el, bicicleta sub poarta comisariatului militar și s-a înrolat voluntar în războiul de la Nistru ca să apere patria la cererea comandantului suprem al armatei,
președintele, primul președinte al Republicii Independente Moldova, Mircea Ivanovici Snegur. Dar Mircea Snegur nu i-a avertizat pe cei care se duc voluntar sau profesioniști la armată, nu i-a avertizat că statul nu va avea grija lor decât în doi peri, decât de mântuială. Și iată de ce când se vorbește exaltat despre război, despre armată, despre datoria față de patrie, ar trebui să se vorbească și despre nuanțele astea mai puțin cunoscute, că militarii de fapt sunt carne de tun, s-au instruit să omoare, dar ei ar trebui de fapt să fie scutul necesar pe care să-l tratezi cu respect pentru cazuri de extremă necesitate, cum ar fi, de exemplu, calamitățile naturale sau cum ar fi conflictele armate, dar situație în care noi, prea mici fiind între vecini foarte mari și influenți, nu cred că am putea face mare lucru cu orice armată. Marius Goga Moldoveanu zice: Armata Națională într-un teritoriu ocupat samovolnic, ce glumă tristă. Ce să apere și de cine să apere? A, da, dacă în 30 de ani această instituție milita pentru eliberarea teritoriului și trecerea lui sub jurisdicția României, da, se putea numi Armata Națională, dar această armată are la conducerea ei doar persoane cu funcții ale rușinii, plătită doar pentru a face paradă și dans artistic. Nu știu ce știe Marius Goga Moldoveanu despre armata noastră, dar noi i-am văzut militarii deseori făcând chestii neonorabile sau auzim din armata moldovenească despre chestii chiar penale sau dezonorante și umilința la care sunt supuși novicii, soldații proaspăt recrutați, sau exploatarea, ziceam, absolut ilegală, sau deturnarea, furarea de bunuri, de produse alimentare de acolo, sau de vânzare de terenuri, sau despre condițiile inumane în care trăiesc militarii, și cei în termen, și cei cu contract, despre salariile mizerabile și condițiile de trai inacceptabile. Așadar, despre Armata Națională ar trebui să vorbim, măcar de ziua ei, și cu aspectele astea, și nici de cum încântați, exaltați, cu flori, cu saluturi, cu salve, că mare brânză Armata Națională. Pe 7 aprilie 2009, zice și Ion Gozun, au fost aduși cu avionul din Rusia, cu Bagirov, implicați polițiști moldavi ca Vladimir Țurcan, deputat socialist, care coordona băieții în galben, fii ai polițiștilor, deputat socialist până mai ieri, până când a fost numit membru al Curții Constituționale și după aceea a fost ales tot în condiții suspecte președinte al CC-ului. El atunci era deputat comunist. Nu că ar fi mare diferență, dar să spunem exact cum a fost. Vladimir Țurcan, fostul ministru de interne, fostul ambasador la Moscova, și lumea spune că a mai avut și multe alte funcții sau statut necunoscut, nefăcut public. Da, deci despre aprilie 2009 se pare că nu o să mai aflăm mare lucru pentru că nimeni nu-și dorește chestia asta și multe astfel de abuzuri și de ilegalități comise cu complicitatea militarilor, în termen sau cu contract a ofițerilor, a ministrilor. Iată, fostul ministru al apărării, Victor Gaiciuc, consăteanul meu, a fost și el ales deputat pe lista socialiștilor, după care se pare a renunțat la mandat ca să ajungă consilier al președintelui Dodon, am vrut să-i zic Voronin 2, și secretar al Consiliului Superior de Apărare sau Consiliul Suprem de Apărare al Țării.
Vedem ce fel de Consiliu Suprem de Apărare, că nimeni nu poate afla ce se întâmplă de pute în capitală. Pute! Și e infectat râul Bâc, din care se udă toate zarzavaturile din Valea Bâcului până la Nistru acolo. Și zarzavatul ăsta i-a dus după aceea pe piețele din Chișinău ca să ne hrănească. Deci, nici SIS-ul, nici procuratura, nici inspecția ecologică, nici inspecția apelor sau ce alte instituții mai avem din stat sau structuri de forță, nimeni nu se poate lămuri ce s-a întâmplat, deci e clar că putem fi otrăviți oricând dintr-o torbă cu dus, se duce cineva și o toarnă în Nistru, mai la deal de stația de pompare a apei care alimentează Chișinău. Ultimul care o să moară o să zică, nu știu ce-a fost asta. Și acela o să fie poate ministrul apărării sau comandantul suprem al armatei. Deci, iată cât valorează o armată într-un stat sărac, pentru că e corupt, pentru că cetățenii sunt toleranți cu fenomenul corupției. Prea mulți moldoveni acceptă să dea și să ia mită, acceptă și chiar încurajează nepotismul, cumătrismul, nănășismul, dau cadouri la 1-2 septembrie la școală și în ultima zi de școală și la ziua învățătorului și la Crăciun și la fondul clasei și toate alte fundațiile, se duc la medic neapărat cu o atenție și tot ce se întâmplă în Republica Moldova și dincoace de Prut în România se întâmplă cu complicitatea, nu a mea, a noastră, a majorității moldovenilor care nu înțelegem de ce o ducem prost, de ce o ducem rău. Mai am un an până la vârsta de 27 de ani, apoi pot să mă întorc în Republica Moldova, când o să zboare aricii, iar Dodon va înceta să meargă la Moscova pentru a-i scoate vata de nas lui Lenin, zice Sergiu Bunciuc și n-am reușit să gust umorul, dar mă bucur că omul împlinește de grabă 27 de ani și nu va mai putea fi legal înrolat. Deci astea sunt limitele. Poți să fii înrolat obligatoriu dacă ești sănătos, dacă ai 18 ani și dacă nu ești orfan sau dacă nu ești căsătorit cu doi copii cel puțin, dar nu mai poți fi înrolat la armată dacă faci studii superioare, sau ai absolvit studii superioare unde poți să faci catedra militară 3 luni și devii chiar și sergent sau nu știu ce grad militar obții acolo. Și dacă ai împlinit 27 de ani și, cum ziceam, dacă te-ai căsătorit și ai cel puțin 2 copii, dar cine reușește până la 18 ani să facă 2 copii? Mulți soldați au ieșit din armata noastră națională obligatorie cu sechele, distruși pe viață. Cine este responsabil de asta? Întreabă Vasile Gușan. Și iată, se pare că nimeni nu răspunde de asta, nici Ministerul Apărării, nici Ministerul Sănătății, nici Guvernul, nici președinție, nici CSP-ul, nici CSM-ul. Deci, oameni buni, eu nu vă încurajez să faceți armata, din contra, vă sfătuiesc. Inventați orice pretext, evitați ca brega măcar armata pe motive pacifiste. Trăiți-vă tinerețea, libertatea, feriți-vă de războaie, de conflicte, fiți inteligenți, curajoși, folosiți-vă energia și puterea pentru chestii pașnice. Cam atât am avut de spus. O să mai intervin dacă mai sunt aici la București cu conexiune de internet bună. Și o să mai vorbim, dar mă grăbesc mai degrabă să revin la Chișinău, unde, poate ați afla deja, sunt implicat în campania electorală, colectez semnături ca să mă pot înregistra în competiție electorală, în concurs, în alegeri. Candidez independent pe circumscripția 33 și colectez semnături din suburbiile de sud-vest, de la Trușeni până la Băcioi, incluzând Sângera,
Codru, Durlești, deci trei orașe mari importante. Mă gândesc să candidez și la Consiliul Municipal Chișinău. Deja am depus cerere, dar încă nu am liste de subscripție, iar acele 250 de semnături vor putea să provină de la orice chișinăuian din capitală și suburbii, din toate suburbiile. Și mă mai gândesc să candidez la primăria vreunei localități din suburbii. O să prefer un oraș pentru că altfel nu văd de ce n-aș candida la mine în sat, la Pepeni, dar eu așa cum nu vreau, nu susțin, nu suport armata, tot așa nu cred că viitorul e în localități rurale, cred în urbanizare, cred de asta am plecat din sat și iată sunt mai degrabă prin capitale, prin orașe. Vreau să încurajez oamenii să se mute, să trăiască în oraș, în condiții civilizate, iar dacă sunt în sate, tot să ceară civilizație, apă curentă, canalizare, drumuri de acces, transport public, iluminat stradal, stații de epurare, etc., etc. Lenin e din plastic, a fost depistată o bacterie care nu o distruge, balzamul, zice Ion Guzun, dar el e cunoscut ca adept al teoriilor conspirației. Până la proba contrarie, eu încă mai cred că acel Lenin din mauzoleu e ceea ce a rămas din adevăratul Lenin care a murit în 1924 și care se pare a fost îmbălzămat. Dacă au putut să supraviețuiască faraonii câte 3-4 mii de ani până acum, de ce să nu supraviețuiască și cadavrul lui Lenin? Nu știu dacă e bine, dacă e rău, dar dacă atâta lume susține chestia asta și îl adulează, nu vă mai spun câtă lume se duce pe la biserici, pe la mănăstiri și pupă moaște, tot așa, bucăți, cadavre de oameni, da, un picior, o mână, o bucată de piele, prepuțul lui Iisus Hristos, capul lui Ioan Botezătorul, etc., etc. Și de ce să râdem de ruși, de sovietici, că ei se închină la figurina aceea îmbălzămată despre care cred că ar fi Lenin. Suntem toți un pic luați vorba cântecului și ar trebui să ne revizuim comportamentul, valorile, principiile, lecturile, filmele văzute. Ar trebui să ne privim mai des în oglindă, să ne luăm în mâini soarta. Cam astea sunt sfaturile mele de regulă. Și în seara asta, de ziua armatei obligatorii din Republica Moldova, am vrut să vi le amintesc. Mulțumesc pentru că mă urmăriți. Ținem legătura, mă găsiți pe Facebook, pe YouTube și pe alte rețele sociale. Poate mă întâlniți și în stradă în zilele următoare la Chișinău, poate chiar la kilometru zero, așa cum v-ați obișnuit în campania electorală celelalte, ca să eventual semnați cu mâna proprie, cu datele de buletin pentru Oleg Bregă ca să candideze independent. Mulțumesc, noroc!